celebra dansatoare Denisa Despa a ajuns la tribunal. La judecătoria sectorului 4, Denisa Despa s-a revăzut cu fostul iubit, pe care îl acuză că a bătut-o și că i-a spart ușa de la apartament. Astăzi am avut instanță pentru prelungirea ordinului de protecție. Bun, și s-a prelungit acest ordin? Momentan nu am primit sentința, cred că așa se numește. În decursul zilei de astăzi sau cel târziu mâine primim și sentința. Bun, te-ai întâlnit cu agresorul, cu fostul iubit. Ce reacție a avut el, ce reacție ai avut tu? Eu nu am avut niciun fel de reacție, automat nici măcar nu m-am uitat la el. Într-adevăr a fost și el prezent cu avocatul lui, la fel nici măcar nu am băgat în seamă. Bun, și poți să-mi spui, te rog, ce s-a discutat în sala de judecată? Sau cu care a fost depoziția fostului iubit? El, îți dai seama că a dezmințit absolut tot și a spus că nu este adevărat și acum las la aprecierea doamnei judecătoare. Bun, nu este adevărat ce, că ți-a spart ușa? Nu este adevărat că te-a lovit? Da, absolut nimic, a spus că nu este adevărat. Că eu îmi doresc afirmare pe spatele lui. Și că eu mint, că mi-am spart ușa singură și așa mai departe. Eu în continuare de aici voi merge la secția 26 unde am de adăugat niște probe pentru dosar, mai exact niște mesaje de amenințări. Ce se drept nu este de pe numărul lui pentru că el este blocat peste tot la mine și atunci primesc mesaje de amenințări în fiecare seară. Tu le-ai văzut de pe alte numere de telefon. Avocatul vostru iubit, care a fost pledoaria domniei sale? A spus că fiind persoană publică și având foarte mulți urmăritori pe site-urile de social media, că este normal să primesc astfel de mesaje de amenințări de la fanii mei. Categoric, eu nu am primit până acum, nu sunt certată cu nimeni, nu am dușman să primesc de la altcineva. Deci, concluzia este foarte simplă. După tot circul acesta ieftin din partea lui pe care îl face, eu de atunci am început să primesc aceste mesaje. Dacă eu aveam probleme, nu le primeam înainte, nu este logică treaba. De ce s-a întâmplat să le primesc tocmai după ce s-a întâmplat, după ce mi-a spart ușa, după ce a dat în mine, după ce m-a șantajat, după ce m-a amenințat și toate lucrurile acestea. El în continuare a fost agresiv în sala de judecată. Sau... Aici te refer la iubitul tău? Mă rog, fostul iubit. Da, la individ. Că a fost destul de agresiv. Agresiv? Violent, agresiv la modul prin vorbă, ridicarea tonului și așa mai departe. Lucrurile care se observă. Deci a ridicat-o la judecători? Da, a vorbit peste. A vorbit peste doamna judecătoare. A comentat faptul că prima dată am venit la televizor și nu am mers la poliție. Poliția mereu în sprijinul cetățeanului. Denisa, ce ți-au spus domnii polițiști? Mi s-a comunicat că, din păcate, nu mai este nimeni la birou și mi-a dat o adresă de mail unde să atașez probele necesare pentru dosar. Trebuie să trimit mail cu mesajele de amenințare pe care le am, cu numărul de dosar și așa mai departe, pentru că l-am scris pe ordinul de protecție. Fostul iubit la tribunal, la judecătorie, a avut puterea să te privească în ochi? Eu nu m-am uitat la el. El, da, m-a căutat cu privire, dar nu sunt curioasă, nu am cum să mă împac cu asemenea specimen. A venit cu niște printuri ca și dovezi, postările mele pe care le-am făcut pe social media, mai exact pe Instagram, cu amenințările aduse tot de el către mine și astea au fost probele lui. Da, din ce am aflat, el în sat de judecată a spus că tu l-ai fi chemat acasă ca să vă împăcați? Da, ar fi zis că eu l-am chemat pentru o împăcare și că mi-am bătut joc de el. Nu există așa ceva. Eu am mesajele pe telefon cum de 3 săptămâni. Îi dau doar SIN pe WhatsApp, că pe restul era blocat pe toate site-urile de socializare și inclusiv pe număr. Într-adevăr, după ce mi-a spart ușa, la o zi diferență, i-am dat mesaje, am explodat și eu ca orice om, i-am adus injurii, că era normal în starea mea de nervozitate și nervii pe care i-am avut și i-am cerut banii pe ușă. Unde îmi dă mesaj înapoi, îți voi da banii pe ușă. Deci
reiese și din chestia aceasta, că el mi-a spart ușa și cam atât.